stăpânul lui crede că e un pic mai mult decât atât. Friskies Quality Meat conține proteine de înaltă calitate pentru pisici care trăiesc viața din plin. Sometimes the rain goes and rainbows all that's left. I like my head on your shoulder. I like the way you smile. I found your seaside in the fall. Iacob Scrânung, puterea Alinta Romei. Sticla de 1 milion de ron poate fi în orice magazin. Trimite prin SMS la 1873 codul timbrului și poți câștiga la Dan Diaconescu Direct o mașină pe zi sau milionul. Un balonaș, două balonașe, până la 100 nepoțele. Sigur, mătușică, aș face orice pentru casă, ca să fii tu fericită. Atât de mult îți dorești o casă? Millennium Bank te ajută cu preț mic. Alege creditul ipotecar și ai 6,5% marjă peste Euribor sau Robor la 3 luni și 0% comision de administrare. Millennium Bank. Viața ne inspiră. Călătorii, emisiuni culinare, aceasta este meseria mea, iar ținuta impecabilă este obligatorie. După emisiune, găsesc pe uniformă diverse pete, chiar și de fard, dar mă pot ocupa de ele doar acasă. Soluția mea? Ariel Prozim 7, care nu doar curăță, ci și ajută la protejarea rufelor împotriva petelor de tip granulat. Sistemul său de protecție împotriva petelor ajută la netezirea fibrelor, împiedicând chiar și petele de fard să se fixeze în țesătură. Această curățenie impecabilă este apreciată de către spectatorii din întreaga lume, nu doar de familia mea. Curățenie impecabilă și protecție împotriva petelor viitoare. Vino acum la Cermanos. Ia-ți telefonul Motorola ZN300 cu garanție pe viață la numai 1 leu la abonamentele Cosmote Full Option Plus. Pentru telefoane mobile, întreabă la Cermanos. Bună seara, bun găsit la Realitatea Zilei, emisiunea care pune punctul pe zi. Lupta pentru organizarea alegerilor prezidențiale a intrat în linie dreaptă. Premierul Emil Boglă a demis pe ministrul de interne Dan Mica și a aruncat în haos alianța la guvernare. Comitetul executiv al PSD s-a întrunit de urgență pentru a analiza situația creată. Mai multe voci importante din rândurile socialdemocraților au anunțat că îl susțin în continuare pe Dan Mica, chiar dacă acest lucru ar însemna și ieșirea de la guvernare. Gândurile pesediștilor s-au îndreptat și spre Cotroceni, Traian Băsescu fiind acuzat că ar fi vinovat de situație. De la președinție a venit însă un singur sfat: băgați-vă picioarele în apă rece. Invitați la Realitatea Zilei doamna Olguța Vasilescu, senator PSD, domnul Florin Popescu, vicepreședinte PDL, domnul Mihai Voicu, deputat și vicepreședinte PNL, domnul Laca Toșpetăr, deputat UDMR, de asemenea jurnalistul Bogdan Chiriac. Așadar, după o ședință tensionată a coaliției, în această dimineață, premierul Emil Boc a anunțat de la Palatul Victoria că îl remaniază pe socialdemocratul Dan Mica. Am propus remanierea ministrului de interne. Strada a fost scăpată de sub control. În al doilea rând, ministrul de interne a făcut o afirmație potrivit căreia cineva se pregătește de fraudarea alegerilor prezidențiale. Am solicitat informații oficiale de la ministrul de interne și, din nefericire, sau din fericire, depinde din ce unghi te uiți, aceste afirmații că nu mai sunt autocare de închiriat nu s-au putut confirma. Nu renunțăm la Dan Mica, aceasta a fost reacția PSD, care îi dă premierului 24 de ore să revină asupra deciziei. Alina Dinu era la sediu PSD, unde la această oră are loc ședința Comitetului Executiv, convocat de urgență în urma acestui scandal, și vom avea reacții eventual pe măsură ce din această ședință vor ieși la declarații liderii partidului. Dar să vedem reacțiile de până atunci. Partidul Social Democrat susține și menține sprijinul politic al domnului Dan Mica. Credem că domnul Boc are 24 de ore să revină la gânduri mai bune. Chemăm la responsabilitate pe primul ministru și pe președintele țării. În cazul în care nu-și revine, înseamnă că protocolul e încălcat și sigur că în momentul ăsta vom fi în criză guvernamentală. Acest atac
din cursul zilei de astăzi, aruncă România într-o criză politică fără precedent. Ministerul de Interne a mai deranjat și deranjează. În acest moment, domnul Emil Boc nu este altceva decât un instrument în mâna lui Traian Băsescu. Va trebui să gândim o formulă politică în care un guvern eliberat de presiunea lui Traian Băsescu și capabil să-și facă datoria, să organizeze în condiții transparente și corecte scrutinul electoral. Ar trebui să ieșiți, domnul președinte. Considerăm că toți miștii trebuie să-și dea demisia. N-am zis întotdeauna că e bine să nu stăm cu ăștia la guvernare, fiindcă lucrurile vor merge prost. Bun, acum vreau să vă întreb, stimați colegi de guvernare, domnule Florin Popescu, știți cumva astăzi pe la guvern ce s-a mai întâmplat? Vreo măsură anticriză, cumva? Vreau să vă spun că la guvern se lucrează. Și vă dau una din un argument foarte simplu. În această perioadă există o subfinanțare a spitalelor, a casei de sănătate. Și chiar în această după amiază s-au căutat și se găsesc soluții pentru finanțarea sistemului sanitar. Un simplu exemplu. Bun, un simplu exemplu. Scoateți țara din criză sau băgați și mai tare țara în criză, doamna Vasilescu? Păi, asta e o întrebare pe care ar trebui să o puneți domnului prim-ministru Emil Boc, dacă bagă țara în criză sau o scoate din criză. Că deocamdată astăzi n-am văzut decât că vrea să o bage în criză. Atât timp cât a cerut remanierea unui ministru, de care până acum era foarte mulțumit, dintr-o dată și-a dat seama că a scăpat infracționalitatea de sub control, deși eu ca cetățean al Doljului vreau să vă spun că mă simt mai în siguranță de când cel puțin s-au operat modificări de către domnul Nica la conducerea poliției din Craiova, dar asta este o cu totul altă situație. Ei bine, acum s-a trezit domnul Boc că domnul Nica are oareși ce probleme. Eu știu că sunt niște probleme. Din păcate nu o să pot să vă spun foarte ce multe lucruri. O să apară domnul Nica mâine și o să vă spună exact la ce proiecte s-au opus în guvern, ale domnului Boc, ale domnului Videanu, și atunci o să vă explicați foarte multe. Însă, în orice caz, este foarte important de spus că i-a interesat încă de la început acest Minister al Administrației și Internelor pe cei de la PDL, că au făcut toate demersurile până acum ca să-și impună voința în acel minister. Nu le-a reușit acest lucru și astăzi a culminat totul cu cererea lui Emil Boc de a-l revoca pe ministrul Nica și de a-l instala în funcția de ministru al administrației și internelor pe nimeni altul decât pe domnul Vasile Blaga, care este șeful de campanie al domnului interimar, Traian Băsescu. Dacă dumneavoastră în 24 de ore nu nominalizați altă persoană. În primul rând, aici este o minciună, domnul Răzvan Dumitrescu, și o să vă spun de ce. Astăzi au fost mai mulți membri de-ai noștri la coaliție, 9 membri mai precis, și toți au spus textual exact cum s-au desfășurat discuțiile acolo. A venit domnul Boc și a spus: îl revoc pe Nica și îl pun pe Blaga. Nu aveți 24 de ore, nimic altceva. După care și-au dat seama probabil de reacțiile noastre pe posturile de televiziune și au venit și au spus: știți, de fapt, mâine aveți șansa ca până mâine să veniți cu o altă propunere. Dar este minciună. Eu vă spun exact ce s-a întâmplat. Eu am fost astăzi dimineață prezent la guvern la ședința coaliției și nici pe departe lucrurile nu stau așa. Deci, normal. Deci nu are nicio 24 legătură, de ore sau nu? E ultimatum sau legea este foarte clară, domnul Dumitrescu. Ministerul de Interne nu poate să stea fără ministru nici o secundă. Până când își nominalizează domnul de la PSD, și așteptăm să-și nominalizeze o persoană competentă, pentru că nu e domnul Nica coloana vertebrală a României. Dacă vor să guvernăm responsabil, hai să o facem responsabil, să vină cu un ministru. Bun, dar care este motivul pentru care este revocat domnul Nica, în afara faptului că a trimis la parchete niște persoane care au fost prinse votând de mai multe ori la alegerile europarlamentare și a spus acest lucru acum 2 săptămâni pe posturile de televiziune? Domnul Dumitrescu, vă să vă spun despre ce. Domnul Nica și demonstrează. Vă rog să aveți considerație pentru ce l-ați invitat și vă mulțumesc că ați înțeles. Domnule Lacatoș Peter, fiecare își dă altuia 24 de ore, împreună au 48? S-ar părea, dar suntem unici în Europa. Așa ceva nu s-a mai întâmplat. Formațiunile din opoziție spun guvernul să-și ducă mandatul până la capăt, să organizeze alegerile și să fie o situație clară și după aceea vom vedea.
Nu, cei care sunt la guvernare acum se neacă ca, mă rog, în acea zicală cineva la mal și nu reușesc să se înțeleagă practic ce s-a întâmplat. Premierul a ridicat ca la vole mingea la fileu pentru președinte. Dar președinte nu este pe terenul premierului, ci stă pe acel scaun al arbitrului. Și nu se știe pe ce teren va da mingea. Practic, acum a chemat la ligheanul cu apă rece partidele să se gândească până mâine, iar dumnealui își oferă bunele oficii de a media acest conflict, care, de data aceasta, este mult mai grav ca și până acum, pentru că omul care a fost atacat este ministrul administrației și internelor și vicepremierul. Și vicepremier, în momentul când s-a propus demiterea, mă rog, remanierea, s-a știut că acest lucru nu va rămâne fără răspuns la PSD. Bun, mergem la domnul Voicu. Asta e de văzut. Ce se întâmplă? Se așteaptă 24 de ore. Astăzi era luni, de regulă luni se împăcau. Văd că astăzi se ceartă foarte tare. Mai e cale de împăcare? Ce credeți? Este cutremurător ce soi de priorități are această coaliție. Pentru că știm cu toții contextul economic în care ne mișcăm. Întrebarea dumneavoastră de acum câteva minute a fost perfect justificată. Tocmai am depășit 350.000 de șomeri în plus față de ce era în anul 2008. În acest moment asistăm la o ceartă pe fraudarea alegerilor, pentru că despre asta este vorba. Nu pe prevenirea, nu pe combaterea fraudelor, ci pe fraudarea alegerilor. Pentru că, din nefericire, dacă ați văzut întregul context în care s-a purtat această discuție, a plecat de la anunțul acela cu autobuzele care s-au epuizat, corect, pentru ziua de 22 noiembrie. Mai circulă un zvon, asta urmează ca dumneavoastră ziariștii să-l verificați, nu știu, că domnul, unele instituții din subordinea domnului Nica au făcut un pic de exces de zel cu privire la verificarea comerțului cu armament, așa, în general, fără niciun fel de... Dar asta rămâne de verificat. Și cu produse petroliere? Dar doamna Vasilescu nu așteaptă să termine ceilalți? Numai eu trebuie să aștept? Credem că, din punctul nostru de vedere, a venit momentul ca acest guvern să plece cu totul. Să plece cu totul prin proceduri constituționale, parlamentare, electorale, prin orice fel, însă este nevoie de consolidarea unei majorități, dacă vreți, sau, mă rog, un alt guvern care să nu se raporteze alt la guvern populație. Înainte de alegeri sau după alegerile prezidențiale? Care alt guvern după alegerile prezidențiale? Noi nu suntem preocupați în acest moment. Nu suntem preocupați în acest moment de participarea la vreun guvern. Dimpotrivă, respingem participarea la vreun guvern înainte de alegeri. De asemenea, nu suntem prinși în niciun fel de negociere politică, deci nu mă interesează lucrul ăsta. Dacă această coaliție rămâne în forma asta sau nu rămâne în forma asta, domnule Chiriac, suntem în plină criză. Domnule Dumitrescu, îmi permit să spun că nu mai are importanță. După anunțul domnului prim-ministru Boc de azi dimineață, pentru prima dată în acest an, PDL și domnul președinte Traian Băsescu au pierdut inițiativa politică. Deci acest gest pe care l-a făcut domnul Boc, insuficient explicat, foarte puțin credibil, duce în acest moment, în funcție și de reacția PSD, sigur că da, la posibilitatea ca la începutul campaniei electorale prezidențiale să aibă un plus PSD-ul și nu, cum se întâmpla până acum, PDL-ul și candidatul PDL-ul. Mai departe, domnul Nica, nu l-am auzit, am urmărit declarațiile, am încercat să aflu, nu a acuzat PDL-ul că a antamat toate autobuzele pentru 22 noiembrie și 6 decembrie. N-am auzit acest lucru. Poate că era vorba despre domnul Mihai Voicu, de la PNL, care dânsul luase toate autocarele pentru turism electoral. Dar poate că era vorba despre PRM sau despre PNG sau despre UDMR, domnul Lacatuș l-o fi luat. De ce a avut reacție numai PDL-ul? Aici este un mare semn de întrebare. Și aceste semne de întrebare, să știți, rămân vii în mintea noastră a tuturor. Să nu uităm că 100.000 de voturi înseamnă mai mult de 1% dintre cei care votează, efectiv. Vă aduc aminte că în 2004 diferența între domnul președinte Băsescu și domnul Adrian Năstase a fost de mai mică de 1%, așa, la alegerile prezidențiale în turul 2. Și îmi permit să consider că și exit poll-urile de la parlamentare de anul trecut
au avut o mare diferență față de realitatea care a rezultat din teren, iar în partea cealaltă la europarlamentare îmi exprim ca și acum, în permanență, nu cred că din 4 milioane și jumătate de oameni care au dorit să-și exprime dreptul la vot, 680.000 au simțit ei nevoia cu disperare să voteze pe liste suplimentare. La Turceni 200 de inși într-o zi, făceau turist la Turceni. Deci peste 15%. Sigur că da. Domnule Dumitrescu, în capitalismul ăsta liberal, care a venit peste noi după 1989, cu două lucruri nu ne putem juca. Că ne cheamă România sau ne cheamă America. Nu ne putem juca cu bursa și tot ce înseamnă sistemul financiar bancar, că din cauza asta am intrat unde am intrat acum în această criză cumplită și cu alegerile libere. Bun. Și corecte. Punem și noi o întrebare pentru telespectatori. Alianța PSD sau, mă rog, PDL-PSD trebuie să se rupă? Realitatea zilei arond, realitatea.net, adresa de mail la care așteptăm răspunsurile și opiniile dumneavoastră. Dar haideți să vedem de unde a plecat toată această poveste, sau, mă rog, care a fost motivul inițial. Motivul inițial pare să fi fost o declarație a domnului Nica referitoare la niște autobuze. Să urmărim declarația. Dacă informația pe care eu o am că nu mai există autocare libere în România pentru 22 noiembrie și 6 decembrie are vreo altă legătură decât cu faptul că românii s-au hotărât brusc să plece în excursii la Bunăstiri, în alte locuri turistice ale României, sau dacă cineva se gândește ca să organizeze vreo operațiune de turism electoral. Bun, acum mergem la domnul Florin Popescu cu această declarație. Ce l-a iritat pe premier de la demis pe domnul Nica invocând această declarație? Domnul Dumitrescu, eu vă dau exemplu județului Dâmbovița. Anul trecut am avut două alegeri, localele și generalele, la care s-a votat decât în secția de vot unde ai domiciliu. Partidul Democrat Liberal le-a câștigat pe amândouă detașat. La europarlamentare, în județul Dâmbovița, și nu trebuie să meargă prea departe domnul Chiriac, am avut 24.153 de turiști, mai mulți decât pe Valea Pracovei. Și am pierdut alegerile. Și am pierdut alegerile. Domnul secretar de stat FIFOR. Pot să termin? Domnul secretar de stat de la interne FIFOR, fiind în ziua votului, în sediu PSD de mai multe ori. Da? Și atunci mă întreb și eu, nu cumva hoțul strigă hoții? Însă tot acest aparat de făcut zgomote pe care s-a pus astăzi în mișcare, dă la o parte și o altă motivație pe care premierul a spus-o. Faptul că siguranța cetățeanului este în pericol. Zilnic asistăm la bancomate. Siguranța cărui cetățean? A cetățeanului de rând. Nu a cetățeanului Popescu sau a cetățeanului Vasilescu, a cetățeanului Vasilescu, ci a cetățeanului de rând. Să spar bancomate, să împușcă suspecți care nu sunt suspecți și mor, apoi să fură mașini de valori. Și despre ce vorbim în România? Vorbim despre incompetența ministrului de interne, care trebuie demis. Dumneavoastră. Și atunci, mai departe, domnule, și atunci, mai departe, eu ce să înțeleg? Că mi se pare o glumă să cred că o să fraudeze alegerile PRM-ul. Adresa a fost clară către sau UDMR-ul. Către cei de la partea, sau UDMR-ul sau Partidul Național Liberal. Dar de ce v-ați simțit mai ales că, vizat, mai ales, domnul Popescu? Domnul Dumitrescu, este a doua oară când se face domnul Nica această afirmație. Prima dată a făcut-o în coaliție, acum câteva săptămâni, când a spus, de fapt, din luna august, că nu mai există autocare. Am verificat și este o minciună. Și atunci nu pot să mă întreb decât nu cumva vrea să folosească un subterfugiu, o perdea de fum, ca să funcționeze ceea ce... Până eu vă întreb acum dacă bine. Dumneavoastră vă bateți pe Ministerul de Interne ca să... Nu ne batem, nu ne batem, poate să propună pe oricine altcineva. Și pe bătălia asta este pentru împiedicarea fraudei sau pentru fraudă? Vrem să înțelegem dacă partidele se bat pe Ministerul de Interne ca să împiedice o fraudă sau, dimpotrivă, ca să fie sigur că vor câștiga alegerile. Partidul Democrat Liberal se bate pentru siguranța cetățenilor. Bun. Și pentru guvernare. Asta vreau să... Vă rog, doamna Vasile, lămuriți-ne. Înainte de orice, vreau să le transmit celor de la PDL că dacă tot se bate atât pentru siguranța cetățeanului, ar trebui să se bate și pentru siguranța cetățeanului care merge pe calea ferată. Și văd că nu s-a cerut până acum demisia domnului ministru Berceanu, deși sar trenurile de pe șine în fiecare zi câte trei. Acolo nu mai au problemă cu siguranța cetățeanului, că este
ministru domnul Berceanu, care e la un minister economic și sigur un minister care produce mulți bani pentru campanie electorală. Asta e părerea noastră că produce mulți bani. Da. E părerea mea. CFR-ul e în pierdere, se fac restructurări. CFR-ul e în pierdere, dar să știți că PDL-ul care conduce CFR-ul nu e în pierdere. Asta sunt acuzațiile care le puteți lămuri dumneavoastră. Este condus de PSD. Eu vă întreb foarte clar. Secretarul de stat de la CFR este domnul Acțiunea, care este membru PSD. Stimați invitați, în plină criză economică, cu nota 1,3, dată de Universitatea din München la măsuri anticriză, ca și cele mai ineficiente luate în lume, România primește 1,3. De pe o scală de la 0 la 9, dumneavoastră remaniați la Ministerul de Interne. Da, ministerele economice, sunt în regulă. Perfect. Bun, e o decizie pe care și-o asumă premierul. Haideți să vedem care e miza Ministerului de Interne, stimați invitați. Ne uităm la atribuții, conform schemei. Ministerul Administrației și Internelor asigură ordinea și liniștea publică în toate localitățile țării în ziua votării. Baza secțiilor de votare. Baza dosarelor întocmite de birourile electorale pe timpul transportului acestora la birourile electorale. Baza pe timpul tipăririi, transportului și depozitării buletinelor de vot și a celorlalte materiale necesare votării. Selectează și prelucrează datele privind cetățenii cu drept de vot, tipărește și pune la dispoziția primarilor listele electorale permanente actualizate. E o miză, având în vedere atribuțiile în bătălia electorală, acest minister sau nu e o miză și n-are nicio legătură cu faptul că vin alegerile, schimbarea unui ministru de interne. Acum vă rog, domnule Lakatos Peter. Ați dat exemplu din Germania și rezultatele alegerilor de acolo arată un lucru foarte clar. Oamenii sunt mai sensibili la măsurile anticriză și de aceea Angela Merkel, cu toate că a câștigat alegerile, dar cu scorul cel mai slab, bineînțeles, SPD-ul a luat sub orice critică, situația e similară și la noi. Și atunci trebuie găsit cineva... Dar care cine e Angela fie... Merkel la noi? Păi, nu, eu acum m-am referit la partide, știți? Nu chiar la președinții de partide. Am vrea noi să avem o Angela Merkel prim-ministru la noi. Dar problema e în felul următor. Această... să zic așa, contradicție între cele două partide, dă o posibilitate pentru a arunca vina pe celălalt în campania electorală pentru funcția de președinte a României. Deci acesta este un lucru destul de important. Nu, eu v-am întrebat dacă ministerul ăsta e o miză, având în vedere atribuțiile, pentru că am listat aici toate atribuțiile pe care le are în legătură cu procesul ăsta electoral. Este miză pentru că Ministerul de Administrației și Internelor are un rol foarte important în procesul electoral. Nimeni nu contestă. Deci, dacă... îi poate trece cuiva prin cap, politician fiind, că poate folosi aceste atribuții ale Ministerului în influențarea alegerilor? În sensul că, de exemplu, eu sunt de bună credință și prin măsurile propuse, adică evitarea listelor suplimentare, montarea camerelor video, se poate asigura corectitudinea mai bună, dacă se mai poate spune. Deci eu nu pot decât deci, să privesc baza dosarelor întocmite de birourile electorale pe timpul transportului. Vă rog, domnule Voicu, e o miză din cauza atribuțiilor? Da, evident. S-a văzut încă de acum câteva zile, de când a pornit declarația cu autobuzele. Pentru că lăsând la o parte dosare, secții de votare, pentru că acolo de bine de rău toate partidele au reprezentanți și în sfârșit, dacă suntem un pic atenți, nu se întâmplă mare lucru. Autocarele, autobuzele, cerbele autobuze pot fi oprite cu de două instituții. Autoritatea Rutieră Română, care e a lui Berceanu, la revedere. Nu, este ARR-ul, și... are director de la PSD, domnul Râpea. Sau poliția. Doar cu altceva, cu pompierii, nu poți să-l oprești, evident. Însă, eu cred că, nu știu cine o fi ministrul de interne, nu cred că cei șapte... O secundă. De unde vă interesează cine e șef la ARR? Când eu nu știu. Nu mă interesează, am participat la negocieri, sunt în Consiliul Coaliției din decembrie anul trecut și știu fiecare de unde provine. E, structurile din teritoriu, ascultă de ministru, nu vă imaginați că ascultă de domnul... Teritoriu are și PSD-ul și PDL-ul și PNL-ul. Am citit din atribuțiile Ministerului de Interne pentru a informa telespectatorii. Vă întreb dacă este o miză din cauza acestor atribuții. Eu cred că n-am apucat să termin. O secundă. Eu cred că dacă cei de la interne, oricare ar fi ei puțin în pasă, vor să demonstreze că vor să oprească frauda cu autobuzul, trebuie să emită un ordin prin care în ziua de 29 noiembrie să interzică circulația pe drumurile publice vehiculelor cu capacitate de transport mai mare de 7 locuri. S-a închis subiectul, la revedere. Se anunță cu o lună înainte. Salut!
Domnule Chiriac, eu miz acest minister în alegeri? Am dat citire unor atribuții. Se pare că este, dar nu în felul în care încearcă PDL-ul acum să rezolve problema de la Ministerul de Interne. Fiindcă să știți că ultimul cătun din țara asta are un șef de post de care ține. Deci polițistul de acolo, sigur, are alături de primar, de preot, are impactul său. Deci acolo există un membru de partid, de obicei fost un partid comunist, există polițistul. Deci din acest punct de vedere, pentru preluarea mesajului electoral, pentru omul de rând, este important polițistul. Mai departe, că poliția poate sau nu poate împiedica, nu cred că este treaba poliției aceasta. Aici era vorba despre o decizie politică, și anume desființarea la aceste alegeri prezidențiale a listelor suplimentare. Nu s-a dorit introducerea acelui sistem, nici măcar informatizat nu pot să-i spui, dar în orice caz electronic, în care se introducea codul numeric personal al persoanei în calculator și nu puteai vota decât o dată, că dacă votai de mai multe ori trebuia să dai o declarație și omul cu greu dă o declarație pe propria răspundere în care dacă minte e condamnat la 7 ani de închisoare. Nu s-a dorit acest lucru. Și deci până la urmă se pare că există un interes și la PSD, dar și la PDL pentru existența în continuare acestor liste suplimentare. Liste pe care țineți minte, domnul Băsescu a insistat să fie desființate după primul tur al alegerilor din 2004. Și așa s-a și întâmplat. Și așa s-a și întâmplat. Adrian Năstase l-a desființat la vremea respectivă. Printr-o decizie de Birou Electoral Central s-au desființat în turul 2. Și acum aceste liste suplimentare, aceste liste suplimentare sunt în continuare. Tocmai mă pregăteam să vă întreb, domnule Chiriac, în bătălia asta pentru Ministerul de Interne, unde sunt îngerii și unde sunt demonii? Da, dăm întâi citire unui mesaj de la un telespectator, se numește Mihai Suciu. Alianța trebuie să se rupă, e scenariu demn de finalul acestei telenovele politice. Astfel s-ar termina odată circul prezent și ar începe unul nou. Încep să mă întreb dacă în România cuvântul competență și responsabilitate mai are vreo semnificație. Ne scrie domnul Mihai Suciu pe Realitatea Zilei Arond, Realitatea Net. Sigur, așteptăm în continuare răspunsurile dumneavoastră. Alianța PSD-PDL trebuie să se rupă. Dar haideți să priviți acum ce spunea Elena Udrea, ministrul turismului, la sfârșitul lunii trecute la Realitatea Zilei. Nu mai avem majoritate. V-a spus domn Bogdan Chiriac. În Parlament este o majoritate PSD-PNL. Dacă nu mai avem, vă despărțiți înainte sau după alegeri? Păi, nu știu, probabil că PSD va pleca undeva cu 2 luni înainte de alegeri pentru a arăta cum această guvernare și tot ce se întâmplă în țară trebuie pus numai pe seama Partidului Democrat Liberal. Bun, se pare că se apropie momentul și de 2 luni înainte de alegeri și de pronostic validat de Elena Udrea. Deci toată lumea știa, dar stăteați împreună ca să așteptați momentul ăsta, sau cum, doamna Vasilescu? Domnul Dumitrescu, eu n-am informațiile doamnei Udrea. Probabil că a fost o strategie ticluită la Cotroceni, ceea ce ne așteptam cu toții și astăzi cred că și-a dat seama toată lumea că e cusută cu ața albă. Da, văd că doamna Udrea spune acolo ceva de genul că probabil că va ieși PSD-ul. Nu, nu PSD-ul iese de la guvernare, nu avem de gând să facem acest lucru. Pur și simplu ne provoacă de 2 luni de zile, sistematic, să ieșim de la guvernare. De ce? Pentru că vor singuri acest minister să-l aibă în perioada campaniei electorale. Și vreau să vă mai spun un singur lucru, domnul Dumitrescu. Gândiți-vă că absolut toate celelalte instituții sunt în subordinea lui Traian Băsescu sau a lui Emil Boc. Adică justiția, autoritatea electorală permanentă, deci singurul bastion, serviciile secrete, singurul bastion care rămânea în alegeri ca să nu fie al lui Traian Băsescu era acest minister. Că avem și informații de la Partidul Social Democrat, acolo s-a încheiat votul în forul de conducere al partidului și în curând președintele partidului Mircea Geoană va ieși pentru o declarație de presă. Am văzut pronosticul doamnei Udrea. Nu știu cum face doamna respectivă, dar iată că e la un pas de a se împlini acest pronostic, domnule Florin Popescu. Acum întrebarea este dacă a fost pronostic sau a fost o lucru ticluit undeva, unde spunea doamna Vasilescu. Aș face o precizare foarte simplă. Doamna Vasilescu spune că serviciile secrete sunt conduse de Traian Băsescu. Nu.
SRI este condusă de un membru PSD și serviciul de informații externe de un membru PNL. Lăsați-o baltă, E în primul rând că nu mai pot să mai fie politicieni. Și în al doilea rând, toată comunitatea de informații știm cu toți că e la Cotroceni. Ce Dumnezeu, asta și-a făcut-o în ordinea lui. Apoi, eu astăzi participând la ședința coaliției, am observat că după ce primul ministru și-a comunicat motivele pentru care îl remaniază pe domnul Danica, și apropo, fac o paranteză, dacă era așa bun domnul Danica, de ce abia a treia oară l-a propus PSD-ul? Prima dată pe domnul Oprea, pentru după aia pe domnul Bragnea, după aia pe domnul Nica. De ce nu pentru că era vicepremier. De ce nu l-ați propus de prima? Era cel mai bun și era vicepremier. Dar nu v-ați rămurit atunci când ați acceptat propunerea asupra lucrurilor ăsta? Păi e problema țării. Domnul Geoan, astăzi când primul ministru a propus remanierea domnului Nica, a zâmbit și a spus să-mi faceți un mare bine, pentru că voi trece în opoziție și voi crește. Asta este ceea ce a spus domnul Geoană. Și au făcut și dânsul niște... Chiar a spus asta? Chiar a spus chestia asta. A început să râdă, toți au zâmbit, zice, domnule, ne faceți vă despărțiți bine cu zâmbetul pe buze, iar la televizor, vreau să înțelegem. Eu vă spun ce a spus domnul Geoană, nu am spus că ne vom despărți. Eu am auzit domnul că i-a transmis altceva domnului Bogdan. Mă rog. Vreau să vă spun ce am văzut. Oricum ați auzit total altceva decât au auzit colegii mei. Eu vă spun ați auzit de 24 de ore. Probabil că monopolizăm dialogul acesta în doi, deși regula în emisiune este cu totul altceva. Domnul Popescu susține că domnul Geoană zâmbea și era fericit. Și atunci vă întreb dacă în interiorul coaliției toată lumea știa că vă despărțiți, dar teatrul se joacă pentru ochii și urechile telespectatorilor. Noi nu știam până despărțiți, domnule, da, să știm până despărțiți. Doamna premierul României și nu știa să vă despărțiți. Avem însă niște analize, așa, făcute chiar de PSD, IQ care demonstrează că domnul Geoană din opoziție poate crește. Pentru că la ora actuală este în situația de a depăși domnul Crin Antonescu. Vă rog, domnule Joică. Stați puțin ca să ne lămurim. Asta este. Este disperat că scade eu chiar vă, și eu chiar vă rog să intrăm în tonul... Să vă mulțumim pentru grijă. Chiar vă rog să intrăm în tonul serios al acestei discuții. Mă obligați să impun această disciplină altfel. Deși nu ar trebui să... Există și acolo disciplină, că sunt și niște reguli, chiar și într-o coaliție. Domnule Voicu, s-ar bucura domnul Geoană de așa ceva? Domnul Popescu susține aici că toată lumea era veselă. Nu știu, eu trec și dânsii care l-au schimbat pe domnul Nica și domnul Geoană. Zâmbea. Noi nu eram veseli, am spus că zâmbea. L-a schimbat plângând. Trec peste faptul că pot confirma că în acest moment candidatul nostru, domnul Crin Antonescu, este în fața domnului Geoană. Tocmai discutam de domnul Nica și de guvern, să rupe sau nu. Însă, eu nu cred că, nu știu, celor 700.000 de șoferi de România le pasă vreun pic dacă zâmbea domnul Geoană sau dacă râdea domnul Boc. Nu, vrem să știm dacă se joacă un teatru pentru noi și cu totul alte lucruri se spun și se fac în spatele. E foarte greu de spus pentru că această coaliție a fost haotică încă de la început. Nu știu, mi se pare absolut de neimaginat că având 70% în Parlament să treci prin astfel de scene penibile care au fost destul de multe. Nu știu, Ministerul de Interne, să știți că e clar că e o miză, pentru că amintiți-vă că e deja al treilea ministru schimbat sau care demisionează, pentru că niciodată n-a fost la PD. Este evident că pe cei de la Partidul Democrat îi stresează foarte tare acest minister, pentru că altfel nu ar fi fost scandalurile alea imense încă de la început. Și ținând cont de sensibilitatea reacțiilor pe subiectul autobuze, e clar și de ce îi stresează. Alianța PDL-PSD trebuie să se rupă, este întrebarea pentru dumneavoastră. Realitatea zilei arunde, realitatea.ne. Ne puteți răspunde la această întrebare, la această adresă de mail. Merge la domnul Agatoș Peter cu această întrebare. Doamna Elena Udrea e specialist în pronosticuri, că stă pe muche să se împlinească ce spunea tocmai cu două luni înainte de alegeri. E posibil să aibă foarte multe informații, însă problema mare, eu văd acolo că femeia de serviciu de la cele două cele două partide din guvern, din greșeală, a rupt câte o filă din calendar și de la unii și de la alții, luna octombrie. Și toată lumea a rămas blocată pe noiembrie, pe 22 noiembrie. Faptul că până în 15 octombrie trebuie prezentat Parlamentului bugetul, faptul ce ați amintit, 1,3 puncte la măsuri anticriză, nota 1,3, deci aceste mai bine lucruri... copiau că l-au dar unul. E posibil, dar aceste lucruri văd că nu mai contează la ora actuală, cu toate că inițial, așa s-a spus, rațiunea coaliției este de a scoate țara din criză. Deci acum când ar trebui măcar să pregătească proiectul de buget și să vedem cât de cât ceva pentru lunile următoare, să nu iasă sfârșitul de an așa de dezastros cum se anunță,
s-au rupt filele cu luna octombrie. Da. Întrebarea asta e dacă toată lumea știa că se va întâmpla asta, domnule Chiria. Și unii și ceilalți știau. Și acum, sigur că pentru opinia publică trebuie să spună și dânsii ceva. Domnule Dumitrescu, în mod evident că acest guvern nu mai este sprijinit de o majoritate parlamentară. Ce spunea doamna Udrea era perfect corect. În Parlamentul României era vorba deja despre o altă majoritate parlamentară, PSD-PNL. Acum că în guvern se întâmplă ce se întâmplă, este, dacă vreți, o consecință firească. Bun. Dar până la urmă... Avem o informație de ultimă oră transmisă de agenția Newsin. Comitetul executiv al PSD a votat pentru susținerea ministrului Dan Nica și în cazul în care acesta nu va fi menținut în funcție, miniștrii PSD își vor da demisia, susțin surse social-democrate pentru Newsin. Vă rog, domnule Chiria. Foarte interesant acest... Extrem de interesant. Pune într-o nouă lumină toată evoluția acestui conflict. Lumină însă în care stă acest guvern începând în luna ianuarie acestui an. Fiindcă nota aceasta 1,3 puncte, locul 32 din 33 de state europene la măsurile anticriză, nu se datorează neapărat neștiinței guvernului sau a specialiștilor. Vedem campanii electorale prezidențiale. La sediul PSD se intră în sală pentru o conferință de presă. O va susține Mircea Gioană, președintele partidului, și vă reamintesc că ceea ce transmite agenția de știri Newsin, comitetul executiv al PSD, a votat pentru susținerea ministrului Dan Nica și în cazul în care acesta nu va fi menținut în funcție, miniștrii PSD își vor da demisia din guvern. Pe surse s-a obținut această informație, dar urmează să ne fie comunicat și oficial acest rezultat al deciziei Comitetului Executiv Național al PSD. Ne întoarcem, domnule Chiria. Scoaterea PSD-ului de la resurse în campanie electorală este un avantaj pentru candidatul PDL. Dar acum revenim la, lăsați avantajele electorale, revenim la criza în care ne aflăm. Ce ar însemna, asta vă întreb, ce înseamnă concret să plece miniștrii PSD din guvern, doamna Vasilescu? Asta ce ne așteaptă pe noi cetățenii? Asta înseamnă că nu mai avem acea structură politică și asta înseamnă că guvernul trebuie să treacă din nou prin Parlamentul României. Asta înseamnă că nu mai avem guvern începând de mâine. Dacă se ambiționează în continuare să revoce pe domnul Nica, repet, ca să se știe foarte clar, pentru că am discutat și astăzi de dimineață în biroul permanent, și anume că nu există motive care să îi se poată imputa domnului Nica, există doar niște declarații care au deranjat foarte tare pe cei de la PDL și ne întrebăm de ce oare. Este vorba de declarațiile cu autocarele și este vorba de declarațiile că autoritatea electorală permanentă refuză sistematic să pună la dispoziția poliției niște procese verbale ca să poată să fie trimiși în instanță toți acei care au fost prinși asta la europarlamentare, votând de două ori. Eu l-am auzit pe domnul Nica acum două săptămâni într-un post de televiziune, într-o emisiune de televiziune, spunând acest lucru. Ei bine, cine se opune cu obstinație este o anumită doamnă pe care am văzut-o de la Autoritatea Electorală Permanentă, pe care am văzut-o mâncând la masă cu doamna Udrea, prietenă cu doamna Udrea și cu președintele Traian Băsescu. Și de aici încolo trageți noastre concluziile. Poliția nu poate să meargă să ridice aceste procese verbale în țara România? Dacă nu se eliberează de către Autoritatea Națională Permanentă, în instanță nu se primește dosarul de la poliție. Pur și simplu. Puțin, revenim la decizia asta acum. Poate că în zilele următoare ne vom lămuri dacă această, mă rog, acest motiv pentru care a fost demis domnul Nica este acesta pe care l-a enunțat domnul Boc sau mai sunt și alte motive. Dar revenim la domnul Florin Popescu. Să zicem că mâine toți miniștrii PSD pleacă din guvern. Ce se întâmplă cu România, țară în plină criză? Și ce cu nota 1,3. Asta e o știre mai importantă pe ziua de astăzi decât e pe ziua de chestiunea cu Nica. Asta trebuie să răspundă cel care a provocat. Adică ce spunem aici de un an de zile? Că totul s-a desfășurat în 2009 sub spectrul acestei campanii electorale prezidențiale. Vă rog, domnule Florin Popescu, să presupunem că pleacă miniștrii PSD din guvern toți, mâine. Ce se întâmplă? Deci, are România guvern sau nu? Este foarte clar că dacă PSD dorește să provoace o criză, iese de la guvern. Noi o provocăm criza, nu? Deci dacă PSD vrea să provoace o criză, iese de la guvernare. Înțeleg că le impune Comitetul Executiv ministrilor să-și dea demisia. Asta e o dovadă de democrație în PSD. Faptul că demisia, din punctul meu de vedere, este una unilaterală. Eu m-aș fi așteptat ca miniștrii să spună, domnule, suntem solidari cu domnul Nica și le dăm demisia. Însă, acum Partidul Social Democrat
construiește ieșirea de la guvernare pentru a provoca o criză în România și a arătat cu degetul către prim-ministru Emil Boc și apoi implicit către candidatul nostru, spunând, domne, ei au dus țara în criză, noi am încercat să facem tot ce s-a putut omenește, să ne punem expertiza noastră în slujba cetățenilor, dar uite că cu PDL-ul nu se poate. Da, ori PDL-ul încă o dată vine și spune... Țineți morciși vine să rămână și spune, la guvernare, dânsii sau vă bucurați că pleacă? Nu ne bucurăm, Dumitrescu, nu ne bucurăm. Deși eu personal nu am simpatii față de PSD, dar în această perioadă, suntem conștienți că țara trebuie guvernată cu o largă majoritate, care însă majoritate nu există în Parlament. Pentru că în Parlament nu avem o majoritate de 70%, avem două partide care împreună au 35%. Și când PSD-ul dorește să dea o palmă PDL-ului, imediat se duce lângă PDL. Domnul Popescu, și creează o majoritate. Și o întrebare. Când a funcționat coaliția în Parlament, în afară de doamnele Udrea și Riții, comisiile astea? Că eu mi-amintesc că în rest tot s-a votat exact cum a cerut sunt guvernul. Sunt o grămadă de legi. Niciodată. Domnul, există în protocolul coaliției. Dați-mi voie, eu sunt parlamentar, dumneavoastră nu sunteți, pentru că știu mai bine ca dumneavoastră. Dați-mi și mie voie să întreb pentru cetățenii acestei țări ce se întâmplă dacă mâine jumătate din miniștrii acestui guvern pleacă, își dau demisia. Concret, ce se întâmplă cu o țară aflată în plină criză, vai de mama ei la toate calificativele obținute, mă rog, pe măsurile anticriză. Domnule Voicu, ce se întâmplă practic, constituțional, ce se întâmplă? Vom asista la o bătaie de joc de nedescris, pentru că Partidul Democrat va avea două opțiuni. Fie să constate că s-a schimbat componența politică a guvernului, să vrea să-și pună alți oameni pe posturile PSD-ului și bănuiesc că n-are tupeu să vină în Parlament cu așa ceva, că eu aș propune nici să nu punem pe ordinea de zi asemenea obrăznicie. Sau să-l numească pe Blaga la interne, pe Videanu la sănătate, să-i țină 45 de zile care voie. Și după aia să-l numească pe Videanu la interne și pe Blaga la sănătate, să-i mai țină încă 45 de zile, că iar au voie. În orice caz va fi o bătaie de joc la adresa economiei, care în orice caz va reacționa foarte, foarte prost. Și m-aș mira ca bursa să nu reacționeze mâine la criza politică, domnul Chiriac, pomenea de lucrul ăsta. Este un instrument atât de sensibil, încât m-aș mira să nu există. Bun, avem această... și cursul de schimb, domnule. Și cursul de schimb. Avem această decizie a PSD. În curând va fi și conferința de presă. Avem deja imagini de la sediul PSD. Comitetul executiv a decis să-l susțină în continuare pe ministrul Dan Nica, iar în cazul în care acesta nu va fi menținut în funcție, toți miniștrii PSD își vor da demisia din guvern, domnule Lacatoș Peter. Ce se întâmplă concret într-o astfel de eventualitate? În această situație, bătălia se va duce în Parlament. Pentru că guvernul va putea funcționa cu secretarii de stat, nu va fi o problemă. În schimb, eu în ordine cronologică vă enumăr trei lucruri care ar trebui votate. Mâine, audiat bordul Băncii Naționale, pentru că expiră mandatul și trebuie votat și în momentul în care nu există majoritate, deja e o problemă. După aceea am amintit problema bugetului, problema fondului proprietatea și aș putea continua cu aprobările ordonanțelor de urgență care încă n-au intrat în Parlament, ca să nu mai vorbim de asumarea... Are cine să le voteze dacă mâine miniștrii PSD, adică jumătate din guvern, își dau demisia? Aici este, aici este problema, pentru că majoritatea în Parlament o să spună, adică nu se știe ce va spune. Care majoritate? Păi nu știu, de asta vă întreb, ce mai funcționează în România? Că până acum știm cum a funcționat, 1,3 e nota pe care Universitatea din München a dat-o executivului pentru măsurile anticriză. Sigur că da, deci guvernul ca și executiv ar putea să meargă mai departe în virtutea inerției, dar nu ar putea dacă iniția... Dacă dădeam noi nota asta, eram considerați dușmani ai poporului, au dat-o nemții. Ei au fost mai sever sau de departe, se vede mai bine decât din țară. Ce se întâmplă, domnule Chiriac, dacă pleacă jumătate din miniștri, așa cum a decis PSD în seara asta? Deci, sigur, criza guvernamentală va fi cumplită peste criza economică. Se va întâmpla următorul fenomen. Vom avea un guvern minoritar până la alegeri. În situația dată, nu cred că, și dacă cade primul guvern, domnul Boc se introduce moțiune de cenzură, guvernul Boc cade, presupun că domnul președinte Băsescu îl va numi tot pe domnul Boc și va trece în Parlament, ca și guvern minoritar. Dacă pică de nou, îl poate numi tot pe domnul Boc și a doua oară iar va trece. Dacă dar dacă nu trece, în cât timp trebuie să punem la vot chestia asta. E adevărat. Deci să intră programăm un joc parlamentar. Domnului Boc pe 15 decembrie. Deci așa, una peste alta, dacă PSD-ul iese de la guvernare, domnul Boc rămâne prim-ministru cu un guvern PSD până la alegeri. Iese de la guvernare, ce guvern
este în funcție în țara asta până la alegeri. Guvernul Acest Boc. Guvern, guvernul Boc, nu se va clinti domnul Boc de la Palatul Cotroceni, pe scurt, ca să nu mai intrăm în proceduri constituționale. Este foarte interesant dacă se întâmplă așa. În curând o să avem și declarația oficială de la PSD. E vorba de doar câteva minute. O să iasă chiar președintele partidului Mircea Joană să ne dea detalii despre această decizie. Dar vă întreb, doamna Vasilescu, dacă rămâne domnul Boc în funcție, asta înseamnă că va numi și un ministru de interne, interimar sau nu, va exista un ministru de interne. Înseamnă că PSD a pierdut partida. Domnul Dumitrescu, eu văd altfel, a pierdut partida, eu văd altfel lucrurile. Și se pune întrebarea când a luat o decizie înțeleaptă. Da. Acum sau când a intrat la guvernare alături de PDL? M-ați întrebat de foarte multe ori în emisiunile dumneavoastră de televiziune, dar dacă tot înghițim atâta, de ce nu ieșim de la guvernare? Și atunci când ne-am opus pentru asumarea anumitor legi în Parlament, spunând că nu sunt pregătite legile respective ca să ne batem joc de ele și să le trecem prin asumare. Și atunci ne-au forțat mâna de fiecare dată, s-a forțat mâna PSD-ului să facă anumite lucruri. Iată că de data asta au sărit calul. Pentru că aici nu există niciun motiv pentru a-l schimba pe ministrul Nica, niciun motiv care să stea în picioare, decât numai ideea lor de a frauda alegerile, pentru că eu nu văd altceva, o altă idee. Da, de ce ar trebui să vă creadă telespectatorii? Dați-ne un argument serios. De ce să creadă că dânșii vor să fraudeze și nu dumneavoastră care aveți ministrul de interne? Nu, pentru că este foarte simplu. Ei au toate celelalte instituții în mâna lui Traian Băsescu. Singura instituție care scăpase de influența lui Traian Băsescu era acest minister. Dacă vor acest minister și mai ales dacă au asemenea reacție după declarațiile lui Dan Nica, este foarte clar ce au în cap. Nu, și în aceste condiții nu mai trebuie să mai convingem pe nimeni unui mesaj, pentru că este clar, cred, și pentru un copil de clasa a doua ce urmărește. Continuă telespectatorii PDL să ne scrie pe Realitatea Zilei arond Realitatea Net și să răspundă la acea întrebare. Alianța PDL-PSD trebuie să se rupă. Doamna Laura Halic, domnilor, acesta este momentul bun al PSD-ului pentru a se retrage din coaliția guvernării. Este momentul ideal pentru a produce șocul în opțiunile electoratului legate de alegerea președintelui României. Da, șocul în economie. Șocul în economie, alegerile ca alegerile. Vă rog, domnule Florin Popescu, dați-ne dumneavoastră un argument că nu asta e miza schimbării domnului Nica, și anume să fiți sigur că luați voturi în plus. Pe mine, chiar mă, într-un fel, apreciez consecvența cu care spun că vrem să fraudăm alegerile. Dar noi am câștigat alegerile neavând niciodată Ministerul de Interne. În 2004, vă reamintesc că domnul Năstase mai trebuia să dea un decret ca să fie președinte. Aveau tot. Tot. Păi și ca dovadă că nu s-au fraudat alegerile atunci pe vremea noastră. În 2007, noastră, să respectăm regula de emisiune. Era domnul David de la PNL când s-a organizat referendumul și europarlamentarele. L-am câștigat și pe acela. La alegerile locale și parlamentare de anul trecut, le-am câștigat și pe acelea cu al ministrul de interne. Noi n-am organizat niciodată alegerile. Și de ce trebuie să organizăm ca să fraudăm? Pe când Ministerul de Interne de foarte multe ori a fost deținut ba de PSD, ba de alte partide. Și atunci nu văd motivul pentru care să fim acuzați că fraudăm alegerile. Pur și simplu. Da, practic, apropo, indirect, lăsați să se înțeleagă că toți până acum au fraudat alegerile. Prin schimbul acesta de argumente pe care nu ne-a dat argumente că pe vremea lui Năstase nu s-au fraudat. A ieșit domnul Băsescu și a spus, vai, fraudă, nenorocire, după care a câștigat alegerile și n-a mai zis nimic de fraudă. Da? Bine, dacă toată lumea vorbește de fraudă, uitându-se la acest minister, telespectatorii noștri ce să creadă? Vorbește de fraudă, domnul Dumitrescu, pentru că este interesul să se inducă acest lucru. Primul ministru a spus foarte clar, siguranța interesul cetățeanului cui, este motivul pentru care, este primul motiv pentru care... Dacă toată lumea vorbește de fraudă, ce să creadă telespectatorii, domnule voi? Dacă PSD-ul... Cum vine vorba de Ministerul de Interne, cum toată lumea se gândește la fraudă? Toată lumea nu politică. Știu, mă mir că PSD-ul și PD-ul, așa cum au împărțit guvernul jumate-jumate, puteau să negocieze, să împartă autobuzele jumate-jumate și nu cred că s-ar fi întâmplat absolut nimic. Sigur că ambele partide. Asta e o glumă proastă, doamne. Jumătatea noastră de la PDL, vă dăm dumneavoastră la PNL, domnule. Dar știți ceva? Că suntem toate amândoi colegi la Dolci. Vreau să vă mai dau o declarație pe care a făcut-o astăzi un alt coleg de-al nostru de la Dolci. E vorba de europarlamentarul Marijan Marinescu. Nu. Măcar la Dolci să împărțim lucrurile numai, între noi. O să vădăm exact asta. Tocmai asta este ideea. Deci astăzi a făcut o declarație preluată de toată presa din Dolci, că noi nu închiriem, noi, adică PDL-ul, nu închiriem autocare pentru că noi le luăm gratis. Vă rog, domnule Voicu.
Sunt care e miza, totuși? Dacă toată lumea vorbește deschis despre fraudarea alegerilor... Eu pot presupune că sunt subiectiv. Ce mai merge în țara asta? Eu pot presupune că sunt subiectiv pentru că sunt deputat al unui partid de opoziție. Dar totuși, credeți că milioanele de cetățeni afectați de criza economică sunt pasionați de demiterea domnului Nica? Îi interesează vreun pic de vreun autobuz? Nu știu, dacă era demis domnul Pogea, doar ne ajută pentru că s-a încăpățânat să nu elimine impozitul pe forfetar, să nu ia niște măsuri economice, vorba aia notate cu repetenție și exmatriculare, cred că ar fi trezit un anumit interes în opinia publică, în mediul de afaceri, nu știu, lume care produce bani la economie sau încearcă să supraviețuiască. Dar acum există un meci exclusiv pe organizarea alegerilor, ca să nu zic pe fraudarea lor, că iarăși mă acuzați că sunt subiectiv, pe organizarea alegerilor în care își trag preșul de sub picioare unul la celălalt. Care e miza, domnule Lacatoș Peter? Deja se vorbește public despre fraudarea alegerilor și nu de ieri de astăzi. Ce fel de țară mai e asta? În ultimele 4-5 zile au fost aruncate pe piață următoarele teme. A început cu drogurile ușoare, cu prostituția, s-a continuat cu Parlamentul unicameral, cu reducerea numărului de parlamentari. Nu mai măsuri economice. Toate acestea, bine, acum voi foarte ușor spune ce vreau eu să spun, că numai măsuri economice nu. Deci, respectiv, aceste lucruri nu se aduc în discuția opiniei publice. Noi ne chinuim să spunem că ar trebui făcut ceva și dăm și câteva soluții, dar văd că nu-i cine să le ia, că sunt tare ocupați unii cu alții cei de la guvernare. Nu, asta domnule spuneți că e pe agenda publică a domnului Traian Băsescu. Vă rog, nu, trebuie să lămurim asta. Deja se vorbește atât de deschis despre fraudarea alegerilor cu țintă la Ministerul de Interne, încât, nu știu, mai e ceva de făcut? Da, de luat măsuri politice. Măsurile politice care țin de interzicerea listelor suplimentare. Fapt care, în cea mai mare măsură, anulează avantajul Ministerului de Interne. Rămâne un avantaj ipotetic care nu poate fi utilizat acum și, în general, miniștrii de interne puternici îl pot folosi. Adică dacă ministrul de interne, să spunem, era un rus sau un blaga, fost doi miniștri de interne puternici, atunci aparatul din subordinea lor, în mod natural, avea tendința să sprijine partidul din care făceau parte miniștrii lor. Dar cine ar putea să vină în locul domnului Nica dacă se merge pe interimat? Domnul Blaga, ar putea veni? Dumitrescu, nu cred că se ajunge acolo, cred că, sigur că domnul Blaga, dacă PSD-ul va ieși de la guvernare, după ce au făcut în această seară, să se mai dau 24 de ore, că să vedem, se pare că se lungește pelteaua, știți cum este, boală lungă, moarte sigură, iar PSD-ul, dacă chiar dorea să dea o lecție, un gest politic, ca să-și mențină avantajul și inițiativa politică, că tot ce ați spus până acum, cu drogurile și prostituția, cu referendumul în ziua alegerilor. Au fost inițiative politice în care domnul președinte Băsescu a ținut prima pagină. Acum era rândul PSD-ului să țină prima pagină. Așa cum au făcut-o acum, că mâine să mai vedem, sigur, au opțiunea deschisă. Dar era mai firesc să spună, ne solidarizăm, îi dăm un ultimatum premierului, ne retragem acum de la guvernare. A făcut-o practic domnul Duvăz când a spus că în 24 de ore premierul este invitat să se răzgândească și domnul Nica să fie repus în funcție. În cel mult 2 minute suntem informați că domnul Joană va susține declarația de presă de la sediul PSD și ne va explica, sigur, deciziile pe care le-a luat partidul în legătură cu, așa cum spunea Nuzin, retragerea miniștrilor în cazul în care domnul Dan Nica nu va fi repus în funcție. O scurtă observație, pentru că tot timpul suntem acuzați că nu venim cu măsuri anticrize. Nu am mediatizat suficient o hotărâre de guvern, un memorandum prin care se finanțează un proiect de reabilitare de 10.000 de kilometri de drumuri județene și locale pe o perioadă de 3 ani de zile. Un proiect de infrastructură la care am lucrat împreună cu ministrul Blaga și care este în programul de guvernare. Atâta vreme cât nota 1,3 din 9 maximă n-am dat-o noi, vă rog să mergeți la Universitatea din München și să-i convingeți pe nemți despre ceea ce spuneți. O măsură concretă, domnule Dumitrescu, de rezolvare
a infrastructurii. Mergeți la Universitatea din München și spuneți-le profesorilor germani că sunt proști. 2 miliarde de euro vor veni în economie și vor avea. Și că dumneavoastră sunteți cel mai bun guvern. Nu aveți de unde să produceți pe ăștia 2 miliarde în halul în care gestionați. Nu, vă rog. Vor veni, dar vor veni în 2010, în 2011. 2010, 2011 și 2012. Dar avem o problemă de fond. Luăm nota 1,3 la măsuri economice. Suntem pe penultimul loc din toate statele membre ale Uniunii Europene, dar noi remaniem la interne, la economie, de ce nu umblăm? Haideți să întrebăm cetățenii dacă acest program este util. Haideți să întrebăm mediul de afaceri. Haideți să vedem dacă aceste adevărate motoare... Nu vă îngrijorează că România ia nota 1,3. Mă îngrijorează, domnule Dedrescu. Nu mă îngrijorează deloc. Mai mult decât cei de la PSD, pentru că noi avem responsabilitate și ținem la această guvernare. Ținem la această guvernare și nu astăzi dimineață stabilim o ordonanță de guvern împreună și o semnăm și PDL, și miniștrii PDL și miniștrii PSD și după aia ducem în Parlament și parlamentarii PSD nu mai votează. Păi când o venim consecvențe? Repet încă o dată. Cine și asumă? Cine și asumă, domnule Lacatoș? Vă rog, stimați invitați. Dumneavoastră văd că monopolizați și aveți această tendință să monopolizați toată emisiunea în coaliție, probabil gândindu-vă că de mâine nemai fiind împreună e ultimul prilej. Noi vom mai face emisiuni. Vă rog, domnule Lacatoș, dar cine răspunde pentru dezastrul politic care se prefigurează? Și normal că cei care sunt la guvernare, pentru că aveau șansa imensă de a lua măsurile care să facă criza mai puțin resimțită în țară. Din păcate nu s-au luat și degeaba spun colegii că au întrebat mediul de afaceri. Mediul de afaceri spune de un jumătate de an că măsurile nu sunt eficiente. Astăzi ultimul punct pe ordinea de zi a fost aprobarea, discutarea și aprobarea ordonanței de urgență prin care pentru firme s-a amânat pe o perioadă determinată plata datoriilor. Din presa de astăzi puteți vedea că foarte puține firme au reușit să facă față acelor condiții absolut restrictive stabilite de Ministerul de Finanțe. Deci măsura nu și-a atins scopul. Bunăvoința în sine nu ajunge. Bun, ne oprim și luăm o scurtă pauză. Poate că după ce revenim vom avea și declarația domnului Geană. Rămâneți cu noi. Da, mamă, ce s-a întâmplat? Nu, mamă, nu sunt izmene, pe bune acum. Nu i-am furat izmenele lui bunicu. Da, mamă, trebuie să intru în direct. Hai, lasă-mă, te rog, te sun eu după. Și așa vorbim de 10 ori pe zi, de parcă am 6 ani. Sună-i mai des pe cei dragi, pentru că acum te abonezi la Vodafone Familia și ai mii de minute în fiecare lună să tot vorbești. Intră în cea mai tare rețea. Merită Vodafone. Doar un artist al fructelor recunoaște culoarea portocalelor bine coapte, bogate în fitonutrienții creații de natură, pentru a-ți păstra sănătatea și vitalitatea. Gapi îți oferă vitalitate din fructe bine coapte. Da, mă, și-mi dai un telefon. Nu. Zic să mă suni. Abonează-te la Vodafone și alege-ți telefonul Vodafone 533 în culoarea preferată. Intră în cea mai tare rețea. Merită Vodafone. Sticla de 1 milion de ron poate fi în orice magazin. Trimite prin SMS la 1873 codul timbrului și poți câștiga la Dan Diaconescu Direct o mașină pe zi sau milionul. Acum scena cu Baiezid. Tu ești Mircea. Nu. Vorba scurtă, sărăcia omului. Stai la povești pentru că ai 600 de minute și 600 de SMS-uri în rețea, plus 30 de minute naționale și internaționale cu doar 3,5 euro credit lunar. Cosmote, alături de tine. Acum genele arcuite rezistă toată noaptea. Avon prezintă mascara Super Curlacious. Noua perie inteligentă curbează genele de două ori mai mult, oferindu-le până la 12 ore de arcuire. Noua mascara Super Curlacious exclusiv de la Avon. Sună acum un reprezentant Avon. Alege smart. Zboară cu Blue Air și primești cadou transportul bagajului de cală. Rezerva acum pe www.blueair.ro sau la 021-208-8686. Blue Air, singura companie de smart flying.
Ți-ar plăcea să scapi de senzația de cenușiu și să te bucuri de puterea culorilor? Ariel Color & Style îndepărtează multe pete dificile și impurități, iar datorită tehnologiei Color Spectrum eliberează puterea culorilor. Ariel Color & Style. 100% curățenie impecabilă Ariel până la 100% siguranță pentru culorile intense. Indiferent de vârstă, marcă sau model, transformă performanța mașinii tale cu noua gamă de uleiuri de motor sintetice Mobil One. Pentru orice vârstă, pentru orice kilometraj, cea mai bună performanță, Mobil One. Femeile iubesc Porsche, dar bărbații le conduc. X-Trade Forex Cup, cel mai renumit concurs de tranzacționare din Europa, acum în România. Înscrie-te gratuit și câștigă un Porsche. www.xtb.ro. Domn sergent, eu zic să sun un genist. Alo, avem o problemă. Bun, și după aia ce fac? Da? Așa zici, genistul? A, nu, genistul e în altă rețea. Am vorbit cu Marin, electrician. Sunt momente în care minutele în afara rețelei fac diferența. De aceea, la cartela Cosmote, ai acum și mai multe minute în afara rețelei. 100 de minute naționale și internaționale, plus 800 de minute și 800 de SMS-uri în rețea. Totul cu doar 5 euro credit lunar. Cosmote, alături de tine. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Ne-am întors în direct la realitatea zilei. Avem în imagini sediul PSD, unde dintr-un moment în altul domnul Geoană trebuie să iasă pentru o declarație de presă, dar cum vedeți, astăzi momentele sunt foarte lungi, așa că noi dăm puțin timpul înapoi. Și o să vedeți, doamnelor și domnilor, ce spunea președintele Traian Băsescu atunci când s-a făcut această coaliție pe cale să se destrame, dacă nu astăzi, mâine. Să vedem ce spunea în decembrie anul trecut președintele României, domnul Traian Băsescu. Trebuie să menționez că, în sfârșit, îmi văd visul cu ochii, adică un guvern transparent în Parlament. Un guvern asumat de o majoritate parlamentară. Cam urât visul ăsta dacă se destramă totul în plină criză economică. Și ne întoarcem la domnul Voicu. Vrem să știm așa, cine răspunde pentru un eventual dezastru politic al acestei coaliții? Cine a visat, nu? Cine a visat la televizor în ianuarie trebuie să răspundă. Pentru că, într-adevăr, este... Guvernul tărician a avut probleme de stabilitate? Nici de cum. A avut și el. Ce a trecut, mă rog, o moțiune de cenzură a fost respinsă la limită. Deci o zi din 2 ani jumate a fost probleme de stabilitatea guvernului tărician cu 20% în Parlament. Dar e mai puțin important. S-a spus că o să fie un guvern cu o largă majoritate, are o majoritate constituțională, deci o majoritate care poate modifica Constituția. Că domnul președinte susține acest guvern. Că, nu știu, funcțiile sunt împărțite, că în teritoriu funcțiile sunt împărțite, că autobuzele, mă rog, cu autobuzele sunt probleme. Dar nu a reușit să producă ceva pentru România această coaliție. Aici este problema. Nu că nu s-au înțeles, nu că s-au certat. Era în regulă. Puteau să se certe, puteau să se remanieze unii pe alții. Dacă rezultatele economice erau măcar la nivelul, nu știu, mijlocului Uniunii Europene, nu locul 32 din 33, cred că am fi putut trece peste acest aspect. Pentru că, repede, remanierea domnului Nica nu îi interesează neapărat pe cei 700.000 de șomeri din România. Ci, într-adevăr, economia cine răspunde de dezastru politic care se prefigurează, domnule Florin Popescu? Și din această declarație relevă faptul că PSD are o datorie față de Traian Băsescu. Dacă cei de la PSD spun că mereu domnul Traian Băsescu este vinovat, e vinovat și de faptul că a acceptat ideea compromisului guvernării cu PSD. Părerea mea este că PSD datorează mult președintele Traian Băsescu că se află la guvernare. Însă, din declarațiile de la Comitetul Executiv al PSD, am observat că vor pleca... De ce amânat PSD totuși ieșirea de la... De ce amânat totul cu o zi? De ce? Ce ai amânat? Păi, retragerea din guvern. Amânat la guvernare pentru mâine. De ce nu băi, astăzi? Dăm voie. Ceea ce a făcut Boc astăzi e un act samavolnic. Pentru că este anticonstituțional. Premierul nu are dreptul să demită un ministru. Remanierea se face
dacă vrea să o facă premierul, la propunerea lui și prin decizia președintelui. Una. Al doilea, când remanierea duce la modificarea compoziției politice a guvernului și avem de a face cu un astfel de guvern care are o compoziție bazată pe o coaliție între două partide, nici măcar președintele nu poate aproba o asemenea remaniere. Trebuie să treacă prin Parlament. Deci, ceea ce a făcut Boc astăzi este o samavolnicie care ignoră și protocolul cu PSD-ul și ignoră prevederea constituțională. El nu poate demite un ministru, ba mai mult, a spus că el vrea să-l demită și să-l numească pe Blaga ca interimar. Nu poate să numească un interimar de la alt partid într-o anumită compoziție. Iar PSD-ul nu a acceptat, nu acceptă, îl susține în continuare pe Nica. De ce ați amânat ieșirea de la... Iar premierul spune că Danica este revocat. Asta ce înseamnă? Că a amânat decizia de a nu e adevărat. Nu e adevărat, nu e revocat. De cine e revocat? De premier. Nu poate. Premierul n-are dreptul să revoce. Dacă ar fi din un partid monocolor, el ar putea să o facă ca propunere către președintele și președintele să o aprobe. În cazul în care e o coaliție, deci o compoziție politică dată, modificarea ei, că asta înseamnă înlocuirea cu altceva, cu Blaga, cum spunea el, nici măcar președintele nu poate să o aprobe, ci merge la Parlament. Deci nu există faptul, nu există faptul, nu... Păi următorul par este ceea ce... Da, merge să vă spun... Sunteți de acord cu ieșirea de la guvernare? Dacă vor persista, trebuie să-și asume această răspundere politică. Că aceasta va duce până la urmă la reacția firească a PSD-ului, toți miniștrii PSD-ului se retrag din guvern, e criză de guvern și deci își asumă răspunderea și el și președintele țării. Și este o chemare la răspundere politică acum, pentru premier și pentru președinte, să nu se joace cu focul. Asta-i. Bun, întoarcem după declarația lui Ion Iliescu. Înțeleg așa că lucrurile sunt și mai rele decât erau până acum. Domnul Dan Nica poate să meargă mâine liniștit la serviciu pentru că nu există act de revocare încă, domnule Florin Popescu. Da. Deci e revocat, dar nu e. Azi o vedem și nu e. E cam poezie. Primul ministru a comunicat în biroul coaliției că dorește să-l revoce pe domnul Dan Nica. Apoi a dat o declarație în care a spus că au 24 de ore la dispoziție PSD-ul să propună un alt ministru, iar dacă în ministrul de interne, iar dacă în acest timp nu o vor face, atunci evident că domnul Nica este revocat. Și domnul Ion Iliescu a dat niște declarații. Ieșirea ministrului de la guvernare nu înseamnă că PSD-ul este de la guvernare, pentru că sunt sute de șefi de agenții, de secretari de stat care rămân la guvernare. Așa încât, încă o dată, PSD-ul vrea să stea cu un picior în guvernare și cu un picior în opoziție. Stați puțin că deocamdată nu ne-am lămurit dacă domnul Mica mai e sau nu ministru. Mi se pare o problemă neserioasă. Astăzi este prim-ministru, până la ordinul de revocare al prim-ministru. Vă rog, domnule Lacatoș Peter, toată problema este în sertarul președintelui în momentul de față? Exact, și președintele va folosi cu maximum de dibăcie această situație. Dumnealui o să cheme președinții partidelor, respectiv pe Emil Boc și pe Mircea Geană, și o să spună: copiii, băgați-vă mințile în cap, ia să vedem cum rezolvăm situația, și va ieși câștigător. Doamna Vasilescu. Da, deci pentru mine este foarte clar că cel care a provocat această criză politică, așa cum a provocat de ani de zile, pentru că nu este primul guvern care își capătă din cauza lui Traian Băsescu, este chiar președintele României. Ei bine, acum s-au văzut într-o situație ciudată pentru ei, pentru că nu se așteptau la aceste reacții. Trebuie să încheiem aici prima parte a emisiunii. Deja suntem cu timpul dat peste cap. Ați văzut, se așteaptă și declarația domnului Geană. Discutăm în partea a doua a emisiunii noastre cu Bogdan Olteanu, deputat PNL, cu Miron Mitrea, deputat PSD, și cu Vasile Blaga, secretar general PDL, despre toată povestea aceasta a zilei de astăzi. Rămâneți cu noi, revenim imediat. Prietenii adevărați te bucuri pe deplin de fotbal. Și cu o bere adevărat. Adună-ți prietenii la un
Bergenbier și trăiește la maxim pasiunea pentru fotbal. Află pe prietenii știu de ce.ro mai multe despre Liga Bergenbier.